Turcia a declarat că plănuiește o operațiune la sol împotriva curzilor din Siria, după 4 zile în care a bombardat zone din Siria și Irak. Președintele Recep Tayyip Erdogan a avertizat că loviturile militare au fost abia începutul. Turcia a acuzat grupurile kurde pentru un recent atentat cu bombă la Istanbul, soldat cu 6 morți. Statele Unite solicită Turciei să înceteze activitatea ofensivă în nordul Siriei. Într-o declarație a Departamentului de Stat al SUA, Washingtonul și-a exprimat, cităm, îngrijorarea profundă față de acțiunile militare recente care destabilizează regiunea, amenință obiectivul comun de a lupta împotriva statului islamic și pune în pericol civilii, inclusiv personalul american. Departamentul American de Apărare a declarat că atacurile turcești au amenințat direct siguranța personalului american care lucrează în Siria pentru a învinge gruparea jihadistă Statul Islamic. Mai mulți oficiali turci învinuiesc efectiv Statele Unite pentru că le oferă luptătorilor curzi o umbrelă de securitate în nordul Siriei. Opoziția din Italia a cerut prim-ministrului Giorgia Meloni să-l demită pe liderul partidului său, Frații Italiei, din Senat, după ce acesta și-a exprimat părerile personale, respingând căsătoriile homosexuale. Senatorul Lucio Malan, care a votat împotriva unei legi privind căsătoriile între persoane de același sex și a unui alt proiect de lege care ar fi acordat mai multe drepturi persoanelor LGBT din Italia, a fost chestionat la postul public Rai 1 cu privire la părerile sale personale despre sexualitate și căsătorie. El a răspuns citând versetul 22 din capitolul 18, Cartea Levitică, care spune, cităm, să nu te culci cu un bărbat așa cum te culci cu o femeie, este o urâciune, încheia citatul. Interviul a generat o furtună politică în care opoziția a numit atitudinea senatorului Malan ca fiind josnică și năucitoare. Prim-ministrul Giorgia Meloni a fost întrebată dacă împărtășește opiniile colegului său. Grupurile pro-LGBT din Italia au vorbit de asemenea împotriva pozițiilor lui Malan, precum și a altor savanți romano-catolici care susțin o teologie biblică. Oficialii israelieni au promis să-i prindă pe teroriștii responsabili pentru cele 2 explozii de la Ierusalim, care au ucis o persoană și au rănit peste 20 de alte persoane. Una dintre persoanele rănite se află încă în stare gravă. Oficialii americani și ai Uniunii Europene au emis declarații de condamnare a atacului terorist. Hamas și Jihadul Islamic Palestinian au lăudat atentatul fără a-și revendica responsabilitatea. Miercuri seară, IDF, Poliția de Frontieră și Shin Bet au arestat 10 suspecți palestinieni în Iudeea și Samaria. Forțele de securitate au operat într-o serie de sate, inclusiv tabăra de refugiați din Jalazone, administrată de ONU, toate în zona Ramallah. Shin Bet a dejucat în cursul zilei de joi un atac terorist ce urma să fie executat de un rezident al fâșiei Gaza, care deținea un permis de muncă în Israel. În urma reținerii suspectului a fost confiscat un dispozitiv exploziv improvizat pe care potențialul terorist plănuia să-l folosească într-un autobuz din sudul Israelului. Potrivit Shin Bet, suspectul terorist a fost recrutat de Jihadul Islamic Palestinian și a primit instruire din partea unui iranian expert în explozibil din fâșia Gaza. Comunitatea etiopiană din Israel a sărbătorit săptămâna aceasta festivalul Sig. Sărbătoarea a fost celebrată inițial în Etiopia și era manifestarea dorinței de întoarcere în Israel și de afirmarea legăturii cu Ierusalimul. Sărbătoarea este ținută la 50 de zile după Yom Kippur. Denumirea sărbătorii în sine provine din cuvântul aramaic seg, care înseamnă, cităm, a se proșterne, ca în rugăciune. Ceea ce celebrăm noi aici este sărbătoarea care simbolizează nostalgia și dorul după Israel, de Ierusalim și unitatea poporului evreu, a explicat Ezra Bayok, unul dintre participanții la sărbătoarea din Ierusalim. Duminică, Biroul Central de Statistică al Israelului a raportat că la sfârșitul anului 2021, comunitatea etiopiană din Israel era de peste 164.000 de persoane. Peste 1.400 de evrei etiopieni au fost transportați cu avionul în Israel în 2022, dar referindu-se la evreii care se află încă în Etiopia, Bayok a spus, cităm, emigrația nu s-a încheiat și nu se va încheia atât timp cât frații și surorile noastre care rămân în exil nu pot imigra. Cu ajutorul lui Dumnezeu, ei vor imigra în Israel și își vor împlini visul de generații, încheia citatul. Alpha.